Salutare, dragilor! Sunteți pe You, dar acum vedeți making-of-ul de la cel mai tare clip, cea mai tare piesă. Inevitabil va fi bine! Iulian Moga a făcut clipul. Ia! Inevitabil va fi bine! Inevitabil va fi bine? Andra filmează videoclip nou astăzi? Da, în sfârșit! În sfârșit, asta pentru fanii mei de pe Facebook, Andra Music, dragilor, a venit momentul, iată, cu sărbătorile de Paște, gata. Vin surprizele, un nou album, Inevitabil va fi bine, și un nou single pe care l-am așteptat de multă vreme, a sosit, de fapt avem chiar mai multe melodii foarte bune, foarte bune pe album, dar a venit momentul acestei melodii care este super pozitivă și este exact ce îmi doream să lansez în acest moment. Cine a compus-o? Are niște versuri extraordinare. Este compusă de Marius Moga, talentat Marius Moga, ce să-i facem? Da, și chiar asta mi-am dorit, o melodie super pozitivă, asta a ieșit. Text, muzică și text, Marius Moga. Despre videoclip, ai un perete plin de flori în spatele. Clip vorbește fratisul lui Marius Moga, și anume Iulian Moga și Iura. Amândoi sunt. O super echipă, sincer, chiar sunt foarte bucuroasă și nu mai îmi fac griji că ceva n-ar putea să meargă, pentru că totul a fost stabilit dinainte, super mega echipa cu care lucrez și care m-a făcut să arăt așa de bine, că unii aici lângă mine. E Sorin Strateara, da, și e foarte talentat și mă bucur tare, tare mult că au putut să vină astăzi să mă aranjeze, Alex Abagiu, care e și el pe acolo, undeva, Alexandru Abagiu, și Dana, care se ocupă de ținutele mele și de toată lumea din clip. Îmbracă pe toată lumea. Am auzit eu pe aici că o să ai și câteva apariții surpriză în videoclip. Cine? Apariții surpriză. Colegii mei de breaslă, colegii mei cântăreți, care au fost foarte, foarte drăguți și au zis, da, va fi bine, venim. În videoclipul lui Cabron ai fost? L-așteptăm și pe Cabron în videoclipul tău? Da, și noi l-așteptăm și pe WhatsApp. Nu se poate, cum? Adică știi bine cât am stat acolo. Să vină și ei aici, nu-i țin așa mult cât m-au ținut ei pe mine. Inevitabil va fi bine. Avem aici o parte din ținutele pe care le va purta Andra în clip. Vorbește-mi despre ele. Andra e tânără, cum am spus și mai devreme. Andra este foarte tânără și încercăm să arătăm asta, să ne folosim de asta cât mai mult, să profităm. Este o ținută cu care ea va dansa la petrecerea din videoclip. E o petrecere unde ea va filma. O să vă arăt acum. E un secret, dar ăsta este... Ăsta este halatul lui Smiley. Halatul lui Smiley! El va fi în seara asta Hugh Hefner. Va... Nu vă mai spun. Este halatul lui. Gata, nu vă mai arăt. E de ajuns. Restul e surpriză, da? Nu vă supărați. Ce rol aveți în acest videoclip? I-am un rol foarte important în videoclip. Ce rol am în videoclip? Foarte serios! Da, aceasta nu este ceea ce pare. În ciuda aparențelor, hainele e ceva relativ. Așa că ați fugit de acasă, n-ați apucat să vă încălțați? Păcat că să nu se simtă mirosul de la ciorap, dar nu se simte. Asta era! Stura ochii! Și Andra o să apară în videoclipul nostru în chiloți. Vara asta vor fi atât de multe piese pe radio bune, încât nu știu, o să mă... Nu știu, cred că o să... Nu știu. Eu cred că nu mai am cap în top 10, vă jur. Băi, opriți-vă, mergeți acasă, vă rog frumos. Ia gata! 11 piese în top 10 asta, vezi. 11 în top 10, asta e cea mai bună de astăzi, adică... Bine, e corect. Am făcut o a doua meteo. Numai că se numește Inevitabil. Și o să fie bine, nu? Că asta și zice, inevitabil va fi bine, hei. V-am auzit că o să-l... Că pleacă Adi Sână din accent și vine un băiat WhatsApp. Cine e? WhatsApp-a nigger. Cine e băiatul? Este băiatul care cântă cu Andra. Am înțeles, cu Andra. Andra, fata cu Inevitabil? Va fi bine. Va fi? Banii ne-am dus fericirea. Dar impropriu spus. Atâta timp cât ești cu mine, inevitabil va fi bine. Așadar, suntem la clipul Andrei, dar cu Happy Liga noastră și cu... Salut! Cu soțul Andra. Cu soțul lui Andra. Domnul Andra. Care a venit aici să vadă că s-au adunat cam mulți băieți și am văzut eu, dacă-ți spun. Normal, și unii băieți aș putea spune indecent de îmbrăcați sau nu, ai dezbrăcați. Văzut? Ai văzut? Boxer, doar în halat. Cineva care sunt eu la cizme. Da. Tu o să apari în videoclip?
Știi, ar fi foarte mișto să apar la final, toată lumea a plecat, toată petrecerea s-a terminat și eu sunt singurul ăla care de fapt am prins nimic. Final. Faci curat la final. Da, fac curat, da. Trebuie să strângă cineva. Da, ar fi tare ca petrecerea se întâmple în lipsa ta. Și tu când vii... Pe canapeaua mea în lipsa ta. Pe canapeaua ta în lipsa ta. La telefonul meu, da. Oricum, e o petrecere foarte faină și mă bucur foarte tare pentru că cred mult în piesa asta, Andrei, și în același timp în albumul ei. Mersi mult de tot și abia aștept să văd videoclipul. Mersi mult de tot și mulțumim mult de tot vouă că ne susțineți întotdeauna. Mulțumim mult. Și noi nu plecăm acasă. Mi se pare firesc. Dragilor, sper să vă placă, sper să nu fac prea multe, știu eu, prostii, să cad pe aici, să... Eu sper să vă distrați din alte motive și nu pentru faptul că o să cad eu pe aici, da. Mulțumesc din suflet că ați venit și că voi sunteți mereu alături de mine, sunt foarte drăguți.